Te salut! Atât în mediul online, cât și în mediul offline, am întâlnit foarte multe persoane cu probleme la coloana vertebrală, în special în zona lombară. Așa că am hotărât să vin în ajutorul tău cu o serie de clipuri informative legate de acest subiect. Primul video și cel mai logic din această serie este unul simplu, și anume, cum apare accidentarea. Pentru a explica într-un mod cât mai simplu acest lucru, mă voi lega de doi termeni. Primul termen este cel de sarcină sau încărcătură asupra articulației coloanei vertebrale și al doilea termen este pragul maxim de toleranță al articulației. Primul scenariu este cel în care sarcina sau încărcătura este mult mai mare decât pragul de toleranță al articulației. Un exemplu foarte simplu ar fi ridicarea unei greutăți foarte mari cu o formă greșită sau o compresie puternică, de exemplu sare de la o înălțime mare și nu reușești să amortizezi impactul. În al doilea scenariu, la fel cum vedeți în graficul de mai sus, sarcina sau încărcătura aplicată asupra articulației este într-adevăr sub pragul de toleranță, însă datorită faptului că este făcută în mod repetitiv și nu se acordă suficient repaus pentru refacerea articulației, în timp acest prag de toleranță scade și ajungem să ne accidentăm făcând aceeași activitate pe care o facem în fiecare zi. Cel mai simplu exemplu este un muncitor în fabrică. Acest muncitor face aceeași mișcare în fiecare zi. Mută un obiect dintr-o parte în alta. Însă făcând chestia asta 6, 8, 9 ore în fiecare zi, fără să-și ia repausul necesar, la un moment dat se va accidenta. În scenariul numărul 3, așa cum vedeți în graficul afișat mai sus, sarcina sau încărcătura este aplicată în mod continuu, fără repaus. Fapt ce duce în timp, evident, la scăderea pragului de toleranță al articulației și la accidentare. Cel mai simplu exemplu, un muncitor în construcții care stă aplecat foarte mult timp să lucreze. Sau un muncitor care stă la birou într-o poziție vicioasă, într-o flexie exagerată sau într-o extensie exagerată. Acest lucru va duce în timp la degradarea discului. Scenariul ideal pe care putem să-l aplicăm atât în sala de sport cât și în viața de zi cu zi este cel afișat mai sus. Adică, dau un stimul, dau o sarcină articulației, după care lasă să se refacă și în timp articulația respectivă devine și mai puternică. Pragul de toleranță crește. Acesta se numește și principiul adaptabilității sau principiul de adaptare pe care orice instructor decent îl cunoaște. Acestea sunt cele mai frecvente 3 scenarii prin care apare accidentarea la nivelul coloanei vertebrale.